Când vorbeam despre percepția realității, mă referam și la un aspect foarte concret, și anume, mulți dintre noi spunem în felul următor, dar anume, accept ideea că există cineva, dar eu percep realitatea asta, văd această cană, acest pahar, acei oameni, pe Dumnezeu nu-l văd. Aș vrea și eu să-l văd, să-l pipăi, poate să beau o cafea cu el, să-mi demonstreze, să-mi arate mie că există și atunci poate voi fi convins să accept că fac parte dintr-o realitate al cărui creator și organizator este Dumnezeu. Auziți, durerea există? Categoric, dar nu o O vedem. vedeți? Absolut nu. Nu o vedeți, uitați. Doare? Sigur. Doare. Deci există durerea, Nici dar nu o vorbele vedem. noastre nu le vedem. Da, deci sunt o grămadă de lucruri în noi înșine și ca oameni și așa care nu se văd, dar există. Nu poți să spui, că exact spunea că s-a dus tot așa un doctor la un preot și bă, părinte, ce tot îmi spui tu cu de astea, că nu este Dumnezeu. L-a văzut cineva, eu de când operez pe oameni și n-am văzut, nici suflet nu există, nu există Dumnezeu, că nu l-am văzut. Serios? Și atunci l-a întrebat preotul. Și, dar durerea există? Există. Sigur există? Da, există. Eu nu cred că există. Cum doar văd cum tai oamenii și țipă sau așa vin picioare rupte și așa? Eu nu cred. Și da, ai văzut vreodată? Păi n-am văzut. Și atunci de nu știi că există. La fel și lucrul ăsta cu Dumnezeu. Adică noi spunem, sau sufletul, că nu este suflet. Ceea ce facem noi acum, gândiți-vă, noi vorbim, da? Deci nu trupul vorbește. Sufletul vorbește prin organul trupului. Că în momentul în care ieși sufletul, ce rămâne din trupul ăsta? Că toți am văzut morți în jurul nostru, oameni care au plecat din lumea asta. Poți să-l tai bucăți, mai zice ceva? Mai simte ceva? Nu, mai a plecat sufletul, s-a terminat. E un trup care e luat din pământ și făcut. Dacă nu era suflarea lui Dumnezeu, sufletul care a venit de la Dumnezeu și se va duce la Dumnezeu, totul e mort. Deci tot ce este, e prin sufletul ăsta. Noi ce vedem când ne folosim de ochii ăștia? Îți de ochii trupului, dar nu ei. Că tot sufletul se folosește cum ar fi de trupul ăsta pentru a face toate lucrurile. Când pipâi. Pipâi că zici că nu cu trupul. Că tot sufletul se manifestă prin trup. Tot când gândim la fel. Deci toate lucrurile, trupul e un organ de care ne folosim. Și atunci, cu toate astea, doar și doctorii văd clar. De ce omul ăla moare? Adică ce se întâmplă? Că spune că stă inima. Nu e așa. De ce mulți doctori, că recunosc, că nu recunosc, mulți oameni spun, domnule, a murit. Duceți-l la morgă și trezesc după aia că țipă nu știu care, convia cea în lant, că moarte clinică, dar nu poți să o explici nimeni, moartea aia clinică. Că văzusem univa, făcuse cineva ca un filmuleț, era tot discuții între doctori, până la urmă, moare sau nu moare, când în cazuri de astea. Și atunci o doctoriță de asta s-a gândit la o variantă. S-a dus univa sus pe bloc, fără să știe nimeni, și a scris pe spital sus, unde n-avea acces nimeni sus, cu litere mari, cu vopsea, ceva foarte mare care se vedea numai de sus. Un cuvânt. Și atunci când s-a întâmplat, că dacă în spital era un spital mare, erau cazuri câte unul se trezea după 5 ore de moarte clinică și revenea, îl întreba. Că l-a spunea că am văzut și erau mulți doctori care nu credea. Bun. Și atunci ai întrebat, ce ai văzut? Păi și când mă întorceam înapoi, pacienți care de unde să știe ce scrie pe spital deasupra? Păi am văzut cu tare scris pe spital. Sau repetau chiar lucrul ăsta. Și atunci trezeau toți, ce-i lucrul ăsta? Ia duceți-vă, uitați-vă pe bloc. Și atunci vineau că într-adevăr sufletul ăla a ieșit în afară, s-a dus în sus și la întoarcere în trup, normal că vedea clădirea și vedea scrisul ăla deasupra. Cumva ca o încredințare pentru ceilalți care nu credeau că într-adevăr sufletul ăla a ieșit și s-a întors înapoi. Deci ce se întâmplă? Noi spunem că Dumnezeu ca așa, dar nu vedeți, de multe ori este câte unul în situație gravă și se roagă mai mulți pentru el și ăla se vindecă. Cu toate că doctorii spune că nu mai are nicio șansă sau spune, băi, mai o lună, luați-l acasă. Și trezește după un an că vine omul ăla și îl salute, cum se zice. Cine ești? Pe ăla care mi-ai spus că mai am o lună. După lucrurile astea medicale, adică nicio șansă. Tu ca medic nu o mai dai. Și atunci cine l-o vindeca pe ăla? Dacă tu ca medic, e știința care spune, domnule, nu mai este nicio șansă, ești cancer, distrus înăuntru și omul ăla se duce acasă, se duce la Sfântul Maslu și când se duce și fac din nou astea, vede că e sănătos. Unde dispare boala aia? Adică cine o vindecă? Deci mulți nu vor să înțeleagă. Spune că natura, că omul, că nu știu ce. Adică trebuie să arunci lucrul ăsta spre ceva anume ca să poți să-ți scapi tu sau să-ți mulțumești conștiința care te mustră că de fapt există ceva care nu vrei tu să înțelegi, adică există Sau Dumnezeu. puteți să spuneți chiar câteva cuvinte despre un caz, despre o situație relativ recentă, acea tânără din România care
merge și merge normal, deși da. Ea este paralizată și medicii nu pot să-și explice cum poate să meargă normal. Vedeți, asta, da. Chiar de la persoana aceea am primit-o. Nu mai spun, mi-au scris și dedicație aici, dar așa. Deci am întâlnit o familie care e paralizată de la 16 ani. Gândiți-vă, de la mijloc în jos, paralizată total. Multe au făcut pe la coloană operații, prin Germania, prin situație, nicio șansă. Și îmi spunea, deci acum are 30 ceva de ani, și îmi spunea, zice, singura mea rugăciune, deci cumva, adică, singura rugăciune spre dicerire la Dumnezeu în privința la așa ceva, ci că niciodată nu m-am rugat să mă vindic. M-am rugat să pot să nasc și eu un copil, să am un copil. Deci se căsătorise, era căsătorită și chiar între două operații de asta pe coloană, fusese operații, între timp a rămas însărcinată fără să știe. Eu făcut următoarea operație fără să-i fac anestezie totală, nici nu n-o știut, intervenții și când se trezește după aia se simte rău. Când se duce, îi se spune că e însărcinată. Paralizată, nesimțind de la mijloc în jos nimic, ea a rămas însărcinată. Și cu toate că e paralizată, ea merge pe picioarele ei. Doar piciorul stâng îl duce puțin așa, calcă mai greu, că e instabilitatea aceea, atât tu nu simți nimic. Mergi picioarele tare fără să simți nimic. Singură, da, deci exact ca și cum mai avea două de astea picioare de lemn, de ceva, să zicem. De ce? Și ea merge picioarele ei. Și a rămas însărcinată, a născut copilul. Doctorul i-a spus, bineînțeles, nicio șansă, de la afară. Cum adică? Nici nu-ți discute. Medical nu există explicații la așa ceva. L-a născut, la 4 luni a rămas din nou însărcinată. Și a născut al doilea copil. Deci o fetiță și un băiețel. Bineînțeles, iară cu doctorii, vai de mine, nu se poate, s-au putut, copiii deja sunt mărișori, acum amândoi, și ea merge picioarele ei. Adică după explicația doctorului, nu există explicație. Și mai spunea un lucru. Zice, am întrebat, dar dureri aveți? Zice, am dureri continuu. Deci coloana doare foarte tare. De-aia era cu zâmbetul pe buză și senină. Cu dureri continuu. Deci și acceptase. Ea zice, ori și când vrea Dumnezeu, atunci este. Cumva mi-a făcut bucuria asta, mi-a dat 2 copii, deci ea cumva, adică, o primi lucrul ăsta cu totul de la Dumnezeu. Deci lucruri care medical nu se pot explica. Și uite că se poate. Da, sunt exemple vii, sunt foarte multe, sunt foarte mulți oameni care pot da mărturie despre ajutorul direct primit din partea lui Dumnezeu. Poate cu altă ocazie o să discutăm mai mult și mai în detaliu despre existența lui Dumnezeu. Nu că ar trebui să demonstreze cineva lucrul ăsta, ci poate să ne reamintim exact de ceea ce spuneam mai la început. Care este firescul din viața noastră? Deci știți cum e? Fără Dumnezeu nu existăm. Nu, de la Dumnezeu am venit și la Dumnezeu plecăm. Chiar vinise cineva un tânăr pe aici, aș spune, eu nu vreau să aud de Dumnezeu, nici nu vreau când mor să ajung la Dumnezeu. Zic, serios? Zic, vreau să știi un lucru și să ți-l întipărești bine. Ai venit de la Dumnezeu și tot la Dumnezeu te duci. Adică nu există asta, zice, nu există altă cale, zic, nu există. Vrei, nu vrei, tot pe la Dumnezeu treci. Și erai nemulțumit că de ce trebuie să treacă la Dumnezeu? Pentru că de acolo ai venit și acolo te duci. Indiferent ce faci tu în viața asta, te duci și o să-i dai socoteală pentru ce ai făcut. Deci indiferent că vrem sau nu vrem, cu toții, sufletul nostru a venit de la Dumnezeu, suflarea lui Dumnezeu și la Dumnezeu se duce. Dumnezeu ni l-a dat curat, frumos, alb, că-l murdărim, noi cu asta ne ducem și dăm socoteală pentru ce am făcut. Și Dumnezeu, vedeți, credința noastră nu-i ca mai repetat de multe ori, nu-i de aia cu obloane, gata, trebuie să stai toată ziua în picioare, toată ziua să bați metanii, toată ziua să fii, adică încadrat între niște legi fixe din astea în care dacă te-ai bătut o leacă, gata, ai luat urazna, nu. Credința noastră e libertate în primul rând, să nu uităm, Dumnezeu ne-a făcut liberi. Deci credința noastră, libertate, să ne mișcăm liberi în Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? Să trăim frumos. Frumos înseamnă să trăim în dragoste, în respect. Să respectăm totdeauna pe ceilalți din jurul nostru. Să nu profităm de ei, să nu ne batem joc de ei. Deci să-i respectăm pentru că în ei îl vedem pe Dumnezeu. Pentru că fiecare om are suflet, care a venit de la Dumnezeu. Și în afară, mai presus decât atâta, zice, fiecare om de la Sfântul Botez primește un înger păzitor care nu se dezlipește de el până la plecarea lui dincolo și se duce cu sufletul până la Dumnezeu.
când pleacă dincolo. Ei, îngerul ăsta zice, în fiecare zi spune univa, zice, tot la Sfânta Scriptură, că să nu supărați sau să vă bateți joc de cineva, că îngeri, de un sărac, de oricine ar fi, că zice, îngerii lor pururea zilnic văd fața lui Dumnezeu. Asta înseamnă că fiecare înger care are grijă de om, cum se zice, la încheierea fiecarei zile, îți duce la Dumnezeu cu ce-a făcut omul în lista aia. Sau cine și-a bătut joc de el, ce-a suferit omul ăla. Și adică cumva noi ne dreptățim pe unul, cât de amărât el, ăla bețivan, ăla cu tare, sau ne bate în joc de el, îngerul lui se duce să plânge la Dumnezeu. Uite, cu tare și-a bătut joc de el. Deci Dumnezeu se duce cu lista, cum zice. Și a doua zi vezi că ți-i merge rău, vezi că ai probleme, nu știu ce, trebuie să amintești că ieri ai făcut cuiva rău. Și atunci Dumnezeu zice, băi, nu mi-a plăcut lucrul ăsta, ăla era amărât sărac, uite, mi s-a plâns îngerul lui că așa. Deci noi, adică, respectăm pe ceilalți, îi încercăm limita noastră, să iubim, să le facem bine, același lucru primim. Că de asta au rămas, că am mai repetat lucrul ăla din popor, cu ce mână dai, cu aia primești. Faci bine, bine găsești. Faci rău, nu te aștepta la bine. Adică totdeauna să fim buni și am mai spus de multe ori chiar de la Sfânta Scriptură, milă voiesc chiar nu jertfă. Dumnezeu vrea să fim milostiv cum e și El milostiv. Ce înseamnă milostiv? Nu că i-am dat la o bucată de pâine și mă uit la El ca la nu știu ce. Nu! Deci durerea aia a inimii, mila aia, bă, mi-i milă săracul de el, uite ăla n-are ce mânca, ăla săracul-i bețevan, săracul, mi-i milă el, Doamne, fă ceva cu el.